În luna iulie a anului 2001 avea loc prima apariție a revistei de specialitate Tehnica Instalațiilor. Numărând 36 de pagini cu un tiraj de 3000 de exemplare, a fost distribuită gratuit firmelor de specialitate care se regăseau în baza de date a redacției. Unul dintre motivele pentru care revista a ajuns un nume atât de cunoscut se datorează distribuției gratuite încă de la prima apariție. În paginile revistei și-au găsit întotdeauna locul comunicatele de presă, articolele de prezentare ale partenerilor care au ales să-și promoveze produsele și serviciile prin intermediul nostru, noutățile legislative, interviurile cu personalitățile din domeniu și articolele științifice. Anticipând parcă cerințele pieței, din anul 2006 s-a luat decizia publicării în limba engleză a rezumatelor tuturor articolelor publicate în fiecare ediție a revistei, urmând ca în același an pe website-ul revistei să funcționeze și secțiunea în limba engleză. În anul 2013 am hotărât să edităm suplimente ale revistei dedicate în special evenimentelor de nișă din domeniu. Astfel, pe o piață nesigură, cu fluctuații continue, probabil că am fost printre puținele edituri care nu numai că și-a menținut publicațiile, dar a adăugat și altele în portofoliu. În anul 2013, pe lângă cele 11 ediții ale revistei Tehnica Instalațiilor, putem număra încă 3 titluri noi: revista de energie verde, Clean Waters și revista de electricitate. Ideea portalului de știri s-a născut în 2006. În momentul în care fluxul de noutăți și evenimente era atât de mare, încât numai prin intermediul revistei tipărite era imposibil să le facem cunoscute în timp util. Ca urmare, în luna martie a anului 2007 s-a lansat portalul de știri în instalații installnews.ro. Tot în acea lună a fost trimis și primul newsletter către adresele de e-mail din baza noastră de date. Imediat după prima apariție, revista a căutat să fie un partener media important al evenimentelor din domeniu. Astfel, una din prioritățile revistei a fost și va fi prezența în cadrul tuturor evenimentelor importante din țară și străinătate. Suntem alături și de asociațiile profesionale din România, pentru că acestea reprezintă conexiunea cu specialiștii din domeniu, ingineri, proiectanți sau cadre universitare. Începând cu anul 2015, oferim un nou serviciu colaboratorilor noștri, respectiv filmările corporate, interviurile realizate în cadrul evenimentelor, filmările evenimentelor și filmări aeriene. Putem spune că prin intermediul publicațiilor noastre, revista Tehnica Instalațiilor, revista de energie verde, Clean Waters și revista de electricitate și prin portalul de știri installnews.ro, oferim clienților noștri posibilitatea de a alege varianta optimă de promovare. Revista Tehnica Instalațiilor este, cred că, din punctul nostru de vedere, cea mai importantă revistă de specialitate din domeniul instalațiilor. Prin acest canal, prin Revista Tehnica Instalațiilor, putem să fim foarte vizibili în rândul inginerilor, în rândul companiilor din domeniul de instalații. Motiv pentru care noi în fiecare an încercăm să creștem aparițiile în revistă. Considerăm un canal foarte bun de promovare, cu impact destul de mare, cu o distribuție bună pe domeniul de instalații și în acest motiv apreciem colaborarea cu revista și o considerăm unul dintre cele mai importante canale de promovare în domeniul acesta. Dacă nu mă înșel, cred că suntem cel mai vechi și loial client al revistei Tehnica Instalațiilor. Eu îmi amintesc de primele colaborări, parcă prin anii 2001-2002, dacă nu mă înșel, deci am depășit undeva 12 ani de colaborare. Colaborare de care suntem foarte încântați și pe care dorim să o promovăm și în anii ce vin. Este o colaborare de lungă durată, din câte știu eu, de prin 2006 sau dacă nu și mai devreme. Este o colaborare bună, am avut beneficii pe urma colaborării acestora. Avem firme care ne contactează, că au văzut reportajele sau articolele în revista dumneavoastră și vă mulțumim pentru colaborare. Revista Tehnica Instalațiilor, după părerea mea, este o revistă dedicată specialiștilor, profesioniștilor. Este o revistă cu un alt nivel calitativ. O cunosc de mulți ani, am colaborat cu Revista Tehnica Instalațiilor foarte mult timp. Am găsit acolo profesioniști desăvârșiți și cred că este bine ca fiecare să o primească, fiecare din cei care lucrează în domeniu, să o primească și să citească noutățile și informațiile care apar în ea.